Bună ziua și bine ne-a profesionat cu exerciții de matematică. Alger. Începem. 5 de la pagina 38. 5 de la 38. Pentru fiecare din următoarele mulțimi, scrie submulțimea formată din elementele numere prime, cât și cea formată cu numere compuse. Ce? Ce înseamnă număr prim și ce înseamnă număr compus acum? Așa, da? Numărul compus este cel care are divizori. Deci zi, de exemplu, deci nu-i prim. Nu-i prim. Și nu-i nici 0 și 1. Da. Nici 0, nici 1. Da. Băgați-vă în cap. Restul, numele prime care sunt? 2, 3, 5, câte numere prime pare sunt? 1. Unul singur, nu? 2, da? Bun, restul sunt toate impare, da? Bun. Deci, hai să vedem. Numere, hai să scriu și noi. Numere prime, numere compuse. Și numere compuse. Deci pentru fiecare din următoarele numere prime nu au divizor, da? Numere prime nu au divizor. Au divizori, pe nu știu. Improprii. Improprii, da? Da. Deci nu au divizori proprii. Atunci. Nu au divizori proprii. Numele compuse au divizori proprii. Aștia au. Au divizori proprii. Au. Deci numele compuse au divizori, da? Au divizori proprii. Și în paranteză, la numere prime, să dăm câteva exemple. Și a spus 2, 3, 5, 7, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 37, 37, 38, 37, 38, 39, 39, 37, 38, 37, 38, 39, 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 39
41. Davide. 49. Nu, și 47. La 43 oare? 43. Daria. 47. Da. Davide. 49. 49 e bună? Nu. De ce? E 7 la 2. 7-8-7. Corect. Da. Altcineva? 4-7. 51 e bun? Literele 17. A, 51 de 6. Nu, nu, stai. Nu e bun, 51. 53. 53. Apoi. 57. 53. Nu, 57 e bun. 59 e bun. 57 e bun. 57. 59. Davide? 61. Daria? 67. 67. Da, 63 nu-i bun? Nu. De ce? 63 fac 9 și se împart pe 3. Așa. 67. 7. Hai de mâna 100, da? 71. Și continuați să completați voi. Da. Bun. Cât mai mult. Deci 5 de la pagina 38 a scris. Iar numele compuse. Ziceți copii numele compuse. Dați-mi că exemplu de numele compuse. 4, 6. Toate numerele pare. Și în pare unele. Da, 6, 8, 9, 10. 15, domn profesor, eu vreau și impar. 15. Am pus în par nou. Da, bine. Deci, pentru fiecare am numele... înțeles ce înseamnă numele prime, numere compuse, am dat exemple. Acum să înțelegem aici, să vedem. Pentru fiecare din următoarele mulțimi, scrieți o mulțime formată din elementele numere prime, cât și cea formată cu numere compuse. Amic. Am. Mulțimea mare este formată din elemente. 211, 222, 221, domnul profesor. 211. 211, 221, da. 249, 341, 367.
Deci vrea submulțimea formată din elementele numere prime și submulțimea cu numerele compuse. Deci notăm cu A1. Numerele, submulțimea din numere în A prime. A1 egal cu mulțimea formată din numere prime. Da. Mulțimea formată din numere prime. Și A2 inclus în A. Inclus în A. A2 asta, fiind A2, egal numere cu compuse. Numere, mulțimea cu numere compuse. Acum să verificăm prin fiecare, nu? Lața, vă gândiți la minu. Ia să vedem. În A1, cu cine punem? În A2, cu cine punem? 211, unde îl punem, Mare? În A1. Crezi că e prim? Păi dacă la 2 nu se împarte, la 3 nu se împarte, la 5 clar nu, la 7 nu. Da, deși la 7 nu. Că nu se împarte, nu se împarte. La 8 nu se împarte normal. Dar ori, cum ai văzut dacă la 7 nu se împarte? Că am făcut 21 părțile la 7. Merge. La 1 și 1? Da. La 9? La 9. Da, dar nu la 9. La ce mai degrau? La 11. La 11 nu merge. La 11 de nu merge? Și pe a doua o să... Parcă merge. Nu merge. Hai să încercăm. 211 bățile la 11 odată. 21 odată, 11 și de 10 și apoi 101. 101 și nu merge, da? La 11 nu merge. La 13 nu. Vedeți? De-aia trebuie să-i aflăm aici. Ca să-i luăm acum, să încercăm pe toate. 17. Dar la 13 nu merge? De ce la 13 nu merge? Nu, pe 13, o intră la 21 minus 13, vine... 8, 81, 13, nu. 7 ori, 91. Și dacă vreau să fie cu 8, spun 7. Când ne oprim, în verificare, la 17 domnul profesor. La 17 ne oprim, da? Dar de ce să ne oprim la 17? Pentru că 17 la a doua, de exemplu, 13 la a doua, adăug număr mai mic de 12. Dar 17 la a doua, mai mare. Atunci nu mai... Atunci nu mai continuă, da? Ia la 17 să vedem, poate sunt parte domnul profesor. 21 la 17. Nu merge. Rămâne 4, 41, 41. Deci primi. Deci, într-adevăr, A1, în mulțimea numerelor prime, în A1, băgăm pe 211. Ia să vedem. 221 copii. La 2 nu se împarte. Da. La 3 nu. La 5 clar nu. La 7 nu. La 7 sigur nu? Păi 7, 3, 21. Da. 11 nu se împarte la 7 de cu rest. La 11. Da. 11 la a doua. 121 nu. Ne oprim tot la 17, nu? Da, hai să vedem la 11. La 11 se întâmplă. La 11 nu se împarte. Păi nu, dar rămâne 111. Ia să vedem. 11, 22, hai, de două ori. Nu, nu se împarte. Da, la 13. Nu se împarte. De ce? Să vedem cu atenție. 91. 91. 91 la 13. Aba da, se împarte. Se împarte la 13. La 13 se împarte. Deci le-am oprim, deci mai niciun. Deci pe el unde îl punem acum? La A2. A2. Compus. Deci A2. Iată A2 primește ca prim element pe 221. Că are, pentru că 221, așa are dacă 221 egal este de... egal cu cât a spus, la 13, da? 13 ori. Merge o dată. Da, 91 ori. Deci este 13 ori. Ori 17. 13 ori 17, da? 13 ori 17 îmi dă 221. 249. 13 ori 17. Da, pentru că e ca și mai face 10 ori 10 și apoi... Da. Hai, voi verifica pentru celălalt. 249 la 2. La 2. 249 plus 4 plus 2 face 15, că ți împarte la 3. La 3, sigur, deci îmi punem 249 se divide la 3, rezultă că 249 se scrie ca fiind egal 3 ori 83 ori
83. Și atunci el merge la 241 la a 2. Bun. 341, cu bine. 341. La 2, nu, repede. La 3, la 3, nu, la 5, nu, la 7. La 7. 7, 7, 5, nu, 28. Nu merge. 61. Nu. La 11, nu merge. Parcă da. 33 ori și apoi din nou o să avem 111. 33, rămâne 1 și mai coborăm pe 1, 11, exact 11. Așa. 111, atenție. 33. La 11 deci 11 în 34 merge de 3 ori. De 3 ori. 33 rămâne 1, 11. 31. Deci hai să scriem că 341 se scrie ca fiind 11 ori, nu? Ori cât? 31. 11 ori 31 și atunci... De-aia trebuie să verificați numerele prime. Suntem foarte atenți că dacă pășim, el este, are divizor și noi îl trecem da. În altă parte. 367. La 2 nu, la 3 nu, la 5 nu, la 7 nu, la 11 nu. La 11 de ce nu? La 11 nu merge deoarece dacă 36 intră de 3 ori și o să dea 37. Și atunci 11, nu 37 mai merge. La 13. La 13 nu merge. Nu merge. De deoarece o să intre de 2 ori. De 3. De 26, de 10 și 107, nu se pare. 107 la? 13. 13? Nu se pare, da? La 17 să vedem. La 17. 34 de 2 ori, 27 da. Nu merge. Nu merge. La 19 nu merge. E prim. Nu. Să vedem 19 ori 19, cât faci? 300 și ceva. 381. 361. 361. Deci să rezultăm și pe 19. Deci 19 ar intra de... Odată. Nu, odată, odată intră. Că 19 și o să dea... 77. Dacă n-am zis că 19 ori 19 fac 361, ai și 367, nu mai merită. Deci unde îl pune pe la primul? Deci pe cine îl pune la primul? Pe 367. Deci ce a spus acolo? Asta e mulțimea, alegiți care sunt prime. Și facem două sumulțimi. Să facem două sumulțimi, asta ne-a spus acolo, da? B, C și D la fel, David, vrei să-i cercetăm? B, C și D. B. Mulțimea B mare e formată din 391. 391. 709. 709. 899. 899. 1001. Și 1001. Vedem, închideți mulțimea, vedem că B1 și B2. B1. Ia prime. Și B2. Da. Compuse. Și B2. Mergem după aceeași... Ia să vedem, primul număr, copii. 391 suma cifrelor lor este 13, la 2, nu se poate la 3. La 5, nu. La 7, nu mergem. 7 ori 53 și 41 nu merge. La 11 nu merge. Nici? Nu merge la 11, deoarece... La 13 nu mergem, deoarece intră de 3 ori în 39 și apoi rămâne 1. 17? 34. Intră de 2, da, intră de 2. 34 și rămâne 51. 51? Merge. 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 Deci 391. 391 egal cu 17. Ori? Ori? 23. 23, da? Da, da. 17 ori 23. Și atunci, 391, B2, 391. Apoi avem 709, care eu la 2 fac 16, deci nu se poate la 3, la 5, nu, la 11. Deci, haideți să vă spun, și rămân foarte repede, 2, 3, 2, 3, 5. 2, 3, 5 și 9, se vede rapid. Și cum începem cu ce? 7, 9? Să așteaptă 7, 9 ăștia de acum primi. 7 nu merge. La 11 nu merge. Doar ce are intrat de 6 ori, 66, 49 ori, da. Și la 13, la 13, 13 de
intră de 4 ori. Noi felicităm. 5 ori? De 5 ori, 65. 65. 35. Nu merge. A, ba da, merge. Dar 13 nu merge. Ba da. De 65. Deci, de 65, rămâne 59. A, nu. 59? Nu 69, da. Da, la 23 acum. La 7. La 17 nu mergem. A, avea și 17. Da. Nu merge la 17. La 19 nu merge. La 17 de ce? Păi 17 intră în 70 de 4. E bine, 46, 4 ori. Și o să dea 50 și... Deci 4 ori. Unde ne oprim? De 4? A, de 70. Stai, da, unde ne oprim? O să vedem unde ne oprim. 19 am zis că nu merge, 23, da? 63. 29 e prea mare. Deja. 23 ori 23, încă nu merge cu 19. 23. Nu merge. Nu merge. 29, 29, 30, aproape 30, 30, fac 900. Da. Deci nu, în final, punem, băgăm pe 391, 709, aici, da? 709. Asta, 899, cercetați. 18 plus... La 2, nu, la 3, nu, la 5, la 7... Deci când, da, bine, ca să spun, niciodată autor nu-ți va da 2 sau 5 sau ca să vezi tu, ci trebuie să-l cercetezi cu numele primele aici. Deci, da? La 7, nu cred că se poate la 7. Știm că 29 la 2 era 800. 29 la 2 se duce aproape 900, deci până la 29. Da. Ne ducem cu cercetarea. Da, și noi suntem la 7, așa că dacă 241 înseamnă că ne ducem... Și cu 29, da? Numai ne ducem la 31. Deci până la 29. 7, odată. Nu mergem. Sau, stați puțin, încă o dată, și apoi de 2 ori, și apoi... Și 29, nu? Nu mergem. Pericolul era să fie 49, da? Da, era 49. 11 nu merge, deoarece ai intrat de 8 și-ar fi 111 din nou. 13? Stați puțin! Vă rog, ar fi 89, nu? Da. Așa, da, așa, ok. 13 ar intra de... nu, de 5 ori, cred. 6, 7, 8 și ar fi 11 și ar fi 119 care... Mm. 119 la? La 17 suntem, nu? Da, 17, da, acum. La 13, dar nu cred că merge în 13. 17 ar intra de 4 ori, cred? Cred că 4 ori maxim. Pentru că 4 ori și 4 ori sunt parte. Ultimul sâmbătă. 29. La 29, da? Da. Ia să vedem la 29. Deci se cercetează până așa. Până acolo, am făcut eu. La 29 sunt parte la ultimul, vedeți? Vă duce până la ultimul. Ca să vadă voi cercetați și la 29. La 29 sunt parte. 899 și dă 31. 31 ori 29. Deci 800... 99. Este egal cu... 29 ori 31. 31. Copii, ce vreau să vă spun? Trebuie cercetat până la sfârșit. Vedeți, da. Aici vă băgat taman în sfârșit. Sigur, sigur. Zici, își pierd răbdarea exact. Și lasă și-l acceptă ca fiind prim. Exact. Și are descompunere. Și aici e campana. Da? În final, ce vreau să vă rog? Acolo unde vă simțiți împărțirea rapid, e bine. Dar unde încă aveți greutăți, faceți cu creionul fie detectiv împărțirea. Da, până când ajungem la momentul acela, deci ce să zic aici, că este, are aici, în B2-ul, da? 899. 31 la 2, cât este?
960. Deci verificăm la 37. Da. La 37. Bun. La 2, nu, la 3, nu, la 5. Nu, la 7. 1001, da? La 7 intră o dată, 3. Merge la 7. Merge la 7. Merge? O dată. Rămâne 30. Și merge 4 ori 21. 4 ori 7, 28. Și la 13 se bat. Da? Și atunci zicem ce aici? La 743. Deci 1001 este egal cu 7 ori 143. Și atunci îl trecem în poziția a doua. Combinat. La concursie. Exact, da? 1001. Uite, în felul ăsta am studiat pe B1, da? Și B2. C-ul e aceeași cu A-ul, l-o dat de două ori din greșeală. Și D acum, mulțimea D este formată din elemente. 1021. Deci D. 1021. Mulțimea de egal cu 1021, 1021, 1989, 2011, 2012. Așa, ce repede? 1020. Ați înțeles cum trebuie cercetat? La 2, nu la 3, nu la 5, nu. Dar de ce mai trebuie voi aceste... Voi trebuie să spun, să zic și ceva. Da. De 1 și de 2. Da. La ultimul clasă. Da. Ia să vedem. 1021 înseamnă... La 7 nu merge. 31, 31, 37, 37. Până la 37, da? Până 1300, ia-ți vedem, 31 ori 31 e prea mult, 961. Deci până la 37. Până la 37, da? Da. La 2, nu la 3, nu la 5, nu la 7, nu. Am calculat. E mers la 7, da? La 11. La 11. O dată. Nu, în 10 merge, 11 nu merge. Nu merge. 102. În 102 merge de câte ori? 9. 99. Rămâne cât? 3. Nu merge. 31, nu? Nu merge. Nu merge. La 17. La 17. La 13 ați verificat? Am verificat. La 13 nu merge. La 17 nu merge. Nici la 23. Nici la 20. La 19 nu. Nu merge la 19, nici la 23. La 29. Nu merge. Da. De ce spui că nu merge? Pentru că spune mama, da, gata, 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 eu dacă mai zic. Da, da, da. 20. Nu ne ducem la? 29. Hai să ne ducem direct la 29, dar să vedem. De câte ori merge 100 de ori, 102, de 3 ori, nu? De 4 ori. 29 e aproape 30. Da, și 30. De 3 ori. De 3 ori, da? Ok, deci mergem de 3 ori și o să dea 57. Deci e prim. Nu merge. Deci, la 29 nu merge. Nu merge la 29. Ia 31. La 31 ar intra de 3 ori, cred? Deci, pentru da. Că ar da 93 și ar fi 81 și... Care... Nu merge. 81, 31, deci nu merge. Și 37 depășește. Așadar îl punem la numele prime, aici punem pe 1021. 1989. Se poate la 7. La 7 ne ducem. Deci la 7. Se poate la 3. Cum să fie? Cum la 3? Da. Păi e a, suma 9 cu 9 cu 9. Păi 1989, autorul a fost drăguț aici. Da. Se divide la 3 și atunci îl punem aici, 1989, 2011. La 2 nu, la 3 nu, la 5 nu, la 7,
O intră de două ori. Două ori, 14, 61. Așa, 7 ori. Da. Nu merge. Nu merge. 56, nu? Da. 13, 5. La 11, intră de două ori. La 11 merge o dată, nu? Da, vine 91. Intră de 9 ori. Nu intră de 9 ori. Nu merge 8 ori, da. Și vine... 111 nu merge, nu, profesor. Deci nu merge nici la 13. Nici la 41. Deci te duci până unde? Până nici la 41 nu merge. La nici la 43 nu merge. 4, 16. Ne duci până la 47, cred. 47 tot nu merge. Și 47 depășește, da. Da, dă cu virgulă. Da. În final, e număr prim, am mers un pic mai repede, am folosit calculatorul, dar voi trebuie să... Da, am înțeles ce trebuie să facă, domnul. Da. Și aici îl punem la numere prime, da? Da, 2011. 2012. Și la următorul Excel. Și dacă fac la 2, nu mai folosim. Da, 2012 și s-a terminat, ești. Da, ați înțeles cum trebuie cercetat fiecare, dacă ai baftă așa cum am avut aici. Și aici, exact. Am văzut 2 și am văzut 3, ești fericit, dacă nu? 7 acum, profesor. 7 de la pagina... Și de asta le-a șters, nu mai văd, era tot dintre numere primi și numere compuși. Da? Da, dar nu știu. Da, știm acum, da. Despre ce se vorba, îmi permitem să... Da, dacă mi-e știu direct acum, da? A, da, da, dacă nu și eu. Pune și pagina, da, bine. 7 de la 3 și 8, a ta. 7. A. Există numere prime de forma 30A? 30A. Da. Bara. Deci există 30A. Prim? A. Bara? Adică da. Prime? Da. Da. Ia să ar fi 301, în care A aparține mulțimii 1. Deci, ca să fie prime, deci, e vorba de 301. La liniște. Ce se lasă? Nu, că A poate să fie 1, 2, 3, 0, la 0 începe, dar 0 nu-i putem, da? 2, clar. Nu, da. Când am venit 301, nu s-a trecut nici la 7, nu se face. Deci, merită cercetat. 301, da. 301. Nu se face la 2. 302 nu mai cercetăm? E prim? Da. Niciodată, sunt parte la 2. Port la 2. 303, nu. 303. Nu. La 3. La 3. Da. La 3 nu e bun. 304? Nu. 304. 307, eu aș spune. La 304, de ce nu? Mi-am 307. 305, nu? 307, da? 307 să-l cercetăm. Deci nu știm că sunt primi, dar urmează să cercetăm. Da. Și atât. Și 391, nu? Nu. 391. Nu. Deci două numere avem. Da, ce-a făcut, da. Hai să vedem. Era important să le avem, dar acum le-am vizualizat. Le-am șters, dar nu știm noi, da? La 11 nu se împarte. Dar la 7? La 7 nu se împarte. La 7 se împarte exact cu 43. Dar nu. 301 așa. Da? 301, la 7 exact 43. La 7 de 27. 4, 7, 28. 21. Da, se împarte exact. Exact se împarte la 7. 43. 7, 30 de 4 ori, 4, 7, 28, rămâne 21. Deci 31. Da. Deci zicem, 301 cu cine este egal? Egal cu 7. Cu 43. 40. Nu se respecte 7. 3, da? 7 ori 43. Deci nu-i prim. Nu este prim. Tăiați-l, nu este prim. Da? Deci... Da. Bun, 37 acum. 37, începem. La 7 nu. Da. La 11, nu. La 13, nu. Nu. La 13, nu. Nu merge. Nu, la 17. La 17, nu merge. Nu merge, deoarece între 34, nu. Apar unit o dată. O dată. Și-ar da 13 și 137, nu se împarte la 7.
Da. Și am dat 23 prea mari. 19 nu sunt mari. 20 ori 20. 23 care sunt prea mari. Deci numai 2. Da? Deci 307. Deci după matrei 0, da. 307. Așa, este număr. Deci există. Răspunsul există și am spus cine există. Chiar 307 este numărul. B. Câte numere de forma 1-4X sunt compuse? 4X sunt compuse. Compuse. Câte numere? Aici vrem să știm câte. 0. Câte numere? X aparține mulțimii numerelor. Ia să vedem. X aparține. 0. Deci X aparține mulțimii numerelor. 0 sigur. 0 cu siguranță. 1. Păi stai două secunde, mai țin să scrie pe apare. Că suntem siguri că apare. 2, 4, 6, 8. Și acum vedem dacă am pune 1, 141. Nu dă. Păi stai să verificăm. Dacă e prim. 141? Da, zic dacă e prim sau nu. Hai să vedem. La 7. Nu, nu, merge, merge pentru că e prin 3. Deci 141, și 1 e pe acolo. Deci 141. Păi punem și pe 1. Este prin 3. Da, da 3 ori 4, da. 7. Pe 4 da, plus 2, 6. Asta e exact, suma, 4 și 2. 1 și 1, da, 4 plus 2, 6. Adică și 1 este bun. Uh-huh. 3 acum. 3, 143. Care prin 7 nu merge. Prin 11. Deci e vorba de... merge prin 11, merge prin 11. 143 într-o dată, 33. Când vine 11, 14 merge de o dată. Da. Și apoi de 33. Și apoi de 33. Deci îl punem și pe 33 merge, acolo. Da? Deci pune și pe 3. Acum îl punem pe 5. Sigur, merge. Și normal că 5, merge. Da. Așa. Deci merge pe 5. 147. Merge, 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 147. 147 prin 7, merge 7 de 2. 149 care... Acum iasă din 149. Nu se împarte la 3, deci asta e sigur. La 7 nu se împarte. La 11 nu se împarte. La 13 nu se împarte. La 17... Nu? Nu. La 19 nu cred că se împarte. La 19 și cu n-am sărit? Ba da. Mi se ziceam că o dată până la 19. Așa poate zici ceva. Deci nu, ăsta e prim. Deci este prim, da? În concluzie... Câte numere? Câte sunt? De forma asta. No. No. No, nu. Nu. Da? Pentru că am fost și toate cifrele în afară de 9. X-ul este cel care ne dirigează. Câte variante are X-ul? 9. Deci câte numere de tipul acesta? 9. Deci cardinalul... lor este, deci, practic a fost așa, mulțimea mare, egal cu toți acei 1, 4, X, mulțimea tuturor acestor numere, așa, pentru care 1, 4, X, compus. Număr compus. Compus. Și atunci, cardinal, așa, cardinalul de A este egal cu 9, după ce am arătat X aparține. Da? După ce m-a arătat așa, cardinalul lui A, egal cu 9. Ce? Câte numere compuse de forma A2B? Așa, A2B. Cu A plus B egal cu 10. Deci notăm, hai să din nou să zicem, hai să notăm așa. Mulțimea B egal cu toate numerele de forma A2B. Așa este tot, da? Da, da, da. Cu proprietatea A plus B egal cu 10, există. B egal cu 10. Deci, compuse trebuie să fie. Forma asta trebuie să fie compuse, da? Da, da, da. Mai întâi scriem... A2B trebuie să scriu. Eu vreau scrie și ascult cu asta. Compuse. Mai întâi scriem toate perechile de A, B, care fac 10. Și le cercetăm. Și apoi le cercetăm, da. Deci, prima... O secundă, o secundă. Să urmărim. A pasfie 1, deci A1 și B o ia și mătură tot timpul. Da. Dar trebuie să avem și grijă că suma lor trebuie să facă 10. Da. Și deci, vă dacă... le vedem dacă sunt opuse sau nu. A, nu putem deci, să le luăm. Toate de forma aceea, da? Notăm deci, de 1, da. Egal cu mulțimea de tipul A2B, A2B cu proprietatea că A plus B egal cu 10, doar asta.
de frământă și pe urmă din ea selectăm pe cele care sunt. Ok, deci A poate să fie 1 și B poate să fie 2. Deci, să zice, vă scrimă de la primele. 1, 2, 1, 2, 9. 1, 2, 9, virgulă. 2. 2, 2, 7. De ce 2, 2, 7? 10, 2, 8. 8. 2, 2, 8. 3, 2, 7. 3, 2, 7. 4, 2, 6. 5, 2, 5. 5, 2, 5. 6, 2, 4. 6, 2, 4. 7, 2, 3. 7, 2, 3. 7, 2, 3 și Davide. 8, 2, 2. Da. Și 9, 2, 1. 9, 2, 1. Toate au fost măturate. Și acum să vedem care din ele e prim și care e compus. Compus interesant. Mai întâi compuse, de fapt, asta, ca să vedem care e compus. Prima dată când sunt parte, când are divizor, ne oprim și-o luăm. 129 se împarte la 3. Compus. 228 se împarte la 2. Compus. Deci aici, aici e continuă, nu? La P. Da, da. Egal cu 129. Și apoi redactez așa. 129 se divide la 3. Corect. Da? 228 la 2. 228 se divide la 2. 327 tot la 3. La 3? Da. Da, la 3. Da, deci cu mai 12, da. 327. 7, da. 327. 426 se divide tot la 3. La 2 mai ales. Mai ales și la 2. Și la 2, da. 420. 525 la 5. 525. 624. La, se divide la 2. 723 se divide la 3. 723 se divide la 3. 722. Da, la 3. 722. 921 se divide la 3. Da. Toate. Toate sunt compuse. Deci toate de aici, nu? Sunt compuse. Cu alte cuvinte, a fost nevoie să le găsim cu condiția aceea, că suma cifrelor să facă 10. Și după aceea păi de asta două secunde, nici măcar nu trebuia să cercetăm. De ce? Păi, dacă suma lui A plus B face 10 și nu avem 2 în mijloc. Deci mereu, dacă... mereu era un număr care se împărțea la 3. Deci și cu 2 se împărțea la 3, direct. Sigur. Sigur. Asta observație bună. Trebuia să observăm asta și nu mai pierdeam timpul să mai le cercetăm. Da. Și mai cercetăm, cu 10 plus 2 se împărțea la 3 și da. Mai avem să cercetăm. Bună treabă. Zice, zice așa. Z, ăsta a plus 10 și mai 2 12. Și totdeauna s-a rupăs la 3. La 3. Numai pur și simplu trebuiau generate. Scrise, corect. Da. Bun. Dă-l mai departe. Ce am ea? Da. Ești tot la algebră, știu. 2 de la pagina 26. Dar nu ții să vezi. 2, 3 și 4 trebuiau pe clasă. Așa că eu nu sunt clasă, că am copilă studiitoră. De la 27? 2 la 26. Arătați că următoarele numere naturale sunt prime. Deci arătați că sunt prime. 101. 2 de la? 26. 26, da? Da. Arătați că următoarele numere naturale sunt prime. Păi putem și vă dau numerele. 101. Da. Numerele naturale sunt prime. Sunt prime. Da, dar ei așa se vor. 101. E vorba de 101. 331. 331. 457. 457. 503. 503. Și 997. 997. Deci, practic, ei îi spune autorul că sunt prime, dar să arătăm că sunt prime. Nu. Arătăm.
românească sunt prime. A? Adică cercetațiile. Cercetația asta vreau păi, să spun, dar sunt sigur prime. Eu așa înțeleg. Nu se divide la 2, nici la 3, nici la 5. Nu, n-am exact asta. Putem să le descompunem, adică mai așa. După ce le cercetăm, ne pronunțăm. Descompunem. Adică nu putem folosi asta că sunt prime și să arătăm că sunt prime. Nu. Nu plecăm deci, de la asta, da. Tocmai cercetăm. În loc de 101. La 2 nu, la 3 nu, la 5 nu. La 7 nu și la 11 este mai mare. 11 depășește. Și am redactat. Deci, așa arată. 101 nu se divide la 2, la 3, la 5, la 5. La pe rând ar trebui să spune. La 7, parcă ne spun și virgulă. Așa. Ca să nu pară 2 de rând. La 2, la 3, la 5, la 7, la 7. Atât. Și la 11 și la 11 depășește. Nici nu mă mai interesează. Faptul că nu se divide la aceștia rezultă că 101 prim, număr prim. 331 nu se împarte nici la 2. 331. Nici la 2. Nu se divide la 2. La 3. 2, 3. La 5. Da. 7. La 7. La 7. Vedem, trebuie să la 7. 7, 5, 7, 4, 28, până și la 3, 40, nu. Nu merge. Nu merge. La 11, nu merge. Nu. 50, 12. La 13, nu. La 13, nu merge. Dar cred că l-am cercetat la tine. 31 la 17, nu merge. Este povestea pe care am făcut-o. Da, la 17 deja am depășit. Deja 17, 17. Faci cât? 289. 219. 319. 361. Și l-am depășit. Da. Deci nu merge la 17. Deci nu se divide nici la 11, nici la 13, nici la 17. 17. Și 19 prima. Deci asta mă asigur iar și număr prim, da? Da. 457. Nu se împarte nici la 2. 457. Nici nu la se 2. Divide la 2, 2 3, 5, 5, 7, 3. La 11, 11, 19, 13, 9, până la 23. 11, nu. 11, 13, 17, 19, 19, că 23 e peste. 23 de așa. Deci, din nou, e număr. 503. Nu se divide nici la... Nu se divide la 2, la 3, la 5, la 7, nu se divide. La 13 nu. La 13 ce ai putin? Tu spui, da. Dar sigur, mama a avut un parte, după de aici. Da, dar totuși trebuie să vezi. Trebuie cercetat. Da, dar cercetăm, eu acum cercetez. Tu cercetezi. Da, cercetează și tu. Așa. Ia cercetați. Până la 23. Pe la 19, nu, deoarece 19 ai intrat 99 de vreo 5 ori, presupun. A 19? Deci de două ori. 23. 26. Nu, 23. Nu, 23? La 23, nu. Păi la 23, nu. Și la 23. 5 nu mai merge. Deci 23 și de aici... 25 nu-i primul. Pe 25 nu-i primul, 26 nici 24, așa că... Da, deci final iată și cu asta. Prim. Și 997 până la către să-l cercetăm. Ca să zicem că-i primul. 23... 997. La 31. Că 31, 31, fac 361. 2, 3, 5, 7, 13, 2, 3, 5, 7, 11, 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